Bună ne întâlnesc în Bufili, cu voi este Eddie. A revenit pe acest canal. Dar vreau să mă la porumbei, le-am adus apă. Au apă tot cu metodii de azol în ea. Mâncare le-am pus mai dimineață pe la 8:30-9, acum așa nu mai știu cât era ceasul. Nu știu, nu m-am uitat la ceas când le-am pus eu mâncare. Și le-am pus apă tocmai acum, să mănânce toți și să fiu sigur, le sete. Ca să bea, au băut apă. Deci au avut toți apă. Da, cât timp am fost la porumbei, am văzut toți se băteau pe apă. Cât timp am fost să iau telefon, cât timp am fost la porumbei. What the fuck? După ce am fost să iau telefonul și efectiv auzeam că toți se băteau pe apă. Ei, mă rog, morți de sete, vă dați seama. Da. Ăștia-s porumbeii. Am încercat să le fac curățenie, dar tun! Efectiv, tun. Am încercat ieri să le fac curățenie. Tun. A, dai în fier. Ce să cureți? Ce să faci curățenie? Dai în fier. În fier. În fier dai. O să încerc. Vedem, astăzi n-am timp. Deci astăzi chiar n-am timp să le fac curat. Mâine o să încerc să vedem tot la fel. Dimineața, pe la 10-11. Încolo, încerc să le fac curățenie. Vedem dacă se poate. Astăzi îmi pare mai dezghețat. Nu-mi pare chiar așa de tun. Dar a fost ieri. Îmi pare mai dezghețat, da. Da. Vedem. Trebuie să le fac curățenie că e teroare și nu-mi place. Vedeți cum e. Teroare. Chiar nu-mi place. Da, asta e. Dacă e înghețat, ce să le fac? Da. Am văzut prin comentarii că mi-a spus cineva au mâncat prea mult greu și s-au stricat și la stomac. Că de-aia mai s-au ei triști. Bă, deci am uitat pe parte. Că le-am dat. Deci într-o zi le-am dat decât grâu toată ziua. N-aveam boabe. Deci n-aveam boabe curățate și na. Trebuie să boabe de alea mici, nu boabe mari, că nu le mănâncă. De exemplu, uite să vă arăt. Ia uitați boabele. Că au mai rămas. Le sunt unele chiar mari. Și astea sunt boabe mari. Na, sunt în general micuțe. Observ, dar sunt unele mari și pe alea chiar nu le mănâncă. Și au rămas pe aceea, sunt în general boabe mari. Și de aia nu le mănâncă. Dar n-am voie ajunge le mănâncă, jucătorii, ne, slabe șanse. M-ați întrebat dacă a murit și roșu și bălțătura aia. Da, au murit amândoi, au rămas decât doi pui. Fratele e bălțăturii și cu albul, inelat. Eu zic că maxim, hai că nu dau termen. Dar zic că o va întinde și ăsta până la urmă. Că nu-mi place cum stă. Acum, da, nu stă chiar așa cum stă. Dacă când iese afară zici că e guțan. Efectiv guțan. Da, v-am spus. Puiul care nu e rezistent la boală, își închiriez eu un loc în Tomberon, un apartament la Tomberon. Așa cum am spus pe video de ieri, își închiriez apartament la 2 metri sub pământ. Chiar veniți pe Facebook, băceați un video la parte din voi, că bă, editarea aia cu 2 metri sub pământ. Păi. Acum omul cum moare nu-și închiriază apartament, 2 metri sub pământ. Ce vreți acum? Da, uitați femeia cu care o să fac masculul bălțatei. Ăsta ar merge cu ăla de acolo, vezi că sunt efectiv la fel. În coadă negru, vânăt. Niște pete pe acolo, pe la cap. Asta s-a schimbat oricum. Uitați și moțata noastră. Sunt perechez cu masculul ăla de Timișoara. Cu ăla. Am moțat, nu știu, n-am găsit. Nici n-am fost la expoziție. Nici n-a fost, că am înțeles că nici nu se mai ține la lui la Vâlcea expoziție. Da. În foiata, o bagi pe la prima oară la pereche. Nu se prea problemă, o bag la pereche. Cu dânsul. Ăsta chiar a ieșit. Reușit masculul. Negru cu coada albă. Și știți și voi că ăștia sunt scumpe-i dracu. Albi cu coada neagră sau negri cu coada albă. Știți și voi că sunt scumpe-i dracu. Mi-a spus că bă, nu-l dai, nu-l vinzi. Păi dacă l-aș vinde, iau bani grei pe el. Bine, glumesc. Ăștia am văzut că fără un milion jumate bucata la noi în zonă, nu-l iei. Deci bucata, un milion jumate. Așa că, da, aș lua bani frumoși pe el, dar nu-l dau. Păi de ce să dau eu specimene de astea?
Deci aș da specimenul ăsta, care masculul ăsta chiar e foarte frumos și toți care vin și-l văd, bă, Edi, uite ce frumos e ăla, de unde l-ai, de unde... Ce dracu, că-i scuzi în ăștia doi? Dintr-un căpăcit și o albă. Da. Deci chiar au ieșit frumos. Ăsta chiar a ieșit super. Și sora asta doar a fost albă. Albă curată. Asta când s-a schimbat la pene s-a mai albit. Deci spune că era mult mai bobată. Dar chiar e frumoasă. De-aia am luat-o, m-am spus că chiar frumoasă. Nu neapărat m-am gândit la ăla. Că bă, eu iau pentru ăla, că am și un mascul perfect pentru ea. Nu, dar e frumoasă. Și chiar dacă nu l-aveam pe el, totul l-am. e frumoasă. Și mai ales pentru 10 lei, serios, Edi? Atât am dat pe ea, 10 lei. Pe moțatul ăla, purător de Belgrad, tot 10 lei. Deci, eu am întrebat pe ăla. Cât cer pe aia? A, 10 lei. Dă-o încoa, scoate-o din ladă. Ce dracu, ce da negocie cu ei? Deci chiar n-am negociat. Și pe jucătările alea două negre, să dai 15 lei pe doi, mă? Hai mă, dracu. Bine, acolo am negociat. Aveam nevoie. Deci îmi cerea 40 pe amândouă și am zis că, bă, eu nu dau atât pe aia, că mai ales că nici nu joacă. Și mai ales în târg, știi eu că s-a dat mai mult ciurucuri. Așa că, da. V-am spus că acum îmi face, dă 15 lei pe amândouă. Eu avem nevoie decât de o femelă. Pentru ăla al meu. Că v-am spus că vreau să-l desperichie, dar avem nevoie decât de o femelă. Dacă ăla a susținut, nu cădeau pe amândoi, nu cădeau pe amândoi și ăla. Dă 15 lei și ei pe amândoi. Ia bă, 15 lei, dă-i dreu. Aie. Eu n-am zis nimica. Dacă el a zis, dă 15 lei și ei pe amândoi. Eu i-am zis că nu iau, eu iau decât femela. Și vreau să plec, aveam nevoie decât de femelă. Nu de pereche. După aia, mă plimbam eu pe acolo, mă uitam pe la prânz, face ăla, dă-mă copile 15 lei și ei pe amândoi. Dă-i mă încoa, scoate-i dracu din ladă. Masculul văd eu ce fac. Și în col erau două femele. Da. Și oricum, actualmente vedeți că le-am făcut vânt. Nu joacă? Taio! Du-te! Și la prietenul căruia i le-am dat, tot la fel. Azi că nu. Zboară în drag, da, de jucat, nema, nada. Niet. Așa că, da, ăsta chiar, că de la el e masculul. De la băiatul căruia i-am dat jucătoarele alea două negre. De la el. Și chiar nu zboară. M-am uitat la el ieri, că era prin aer și a zis că, băi, ia mă joci. Bine, deși la el nu juca, zbura mult, m-am spus că e zburător. Am văzut că tot se oprește, am văzut că jucătorii ăștia când joacă se opresc puțin. Și după aia am văzut că se oprește, ia mă joci. Am văzut că tot se oprea așa și zbura mai, nu mai avea viteza, zic, bă, dar te dreapă, joci? Nu, n-a jucat, s-a lăsat pe casă până la urmă. Bine, știam că e zburător. Că și la el, mi-am spus că fără test, l-am testat, spuneam, ia mă ce poți. Și chiar zbura, nu, zburau toți. Deci nu era problemă că... Zău? Mi-ai luat tot treaba, bă, cucule? Te-ai luat cuca? Mi-ai luat tu-mi treaba asta, ha? Bine ar fi. Ai bătut-o barca aia. Zău. Uite cum i-a bătut cu barca. Fain așa. Deci a scăpat de băgat la pereche. Bine ar fi. E bine că efectiv chema la cuib. El. Bine mă, mie-mi convine, adică nu am nimic împotrivă. Tot vreau să-i fac amândoi. Da. Deci, fraților, ce-ți vă zic? Atât și cu clipul ăsta. Deci, vouă, dacă v-a plăcut, ne-ați apăsat butonul de like. Desigur, până la următorul video cu voi a fost Edi, v-am salutat. Ciao!